IPJ are un nou adjunct. De, da. Cred că o lună de zile se împlinește de când a luat concursul, a preluat atribuțiile, ce atribuții avea, este vorba despre domnul Marin Dincă, da. Care vine de la Mangalia, fiind șeful poliției Mangalia. Da, e adevărat, din data de 18 mai a fost numit în baza actului administrativ, emis de către eșalonul superior și trebuie să spun că mă bucur enorm. Este mare lucru că la acest moment suntem în echipă completă. Domnia sa este adjunct cu atribuții pe linie de ordine și siguranță publică, va coordona structurile de poliție rutieră, serviciul ordine publică, biroul de siguranță școlară, biroul de protecție animalelor și o parte din subunitățile de la nivelul IPJ Constanța. Este evident un plus pentru comanda IPJ Constanța. Vorbim pe de o parte de volumul de muncă, pe de altă parte vorbim de un ofițer cu experiență, suficientă experiență profesională și într-adevăr vine de la, din poziția de șef al Poliției Municipiului Mangalia, unde și-a desfășurat activitatea până în luna mai și unde, da, lucrurile au mers mai mult decât în regulă. Deci a luat deja atribuțiile, exact. Că acum câteva zile, cred, o săptămână, nu, încă nu le... A fost numit și și-a preluat atribuțiile, a intrat în pâine. Și la Mangalia cine va fi șef? Vom analiza și vom împuternici un ofițer acolo, pentru că trebuie să asigurăm funcționalitatea subunității respective. În cel mai scurt timp, asta însemnând probabil undeva până la 1 iunie, vom împuternici un ofițer acolo. Deci în momentul de față funcționează fără șef? La momentul de față, atribuțiile șefului Poliției Municipii Mangalia sunt preluate în virtutea atribuțiilor de serviciu de către actualul adjunct al Poliției Municipii Mangalia. Și ar putea tot el să fie împuternicit, adjunctul? Este posibil orice. Poate fi împuternicit un ofițer care îndeplinește niște criterii conform statutului polițistului și ordinului de linie 1 140/2016.